După ce a blocat moțiunea USR Aur, PSD își citește astăzi propria moțiune împotriva guvernului Câțu. Pe hârtie, șeful guvernului nu mai are nicio șansă să rămână în funcție, însă lucrurile sunt mai complicate decât par. Salvarea premierului ar putea veni chiar de la socialdemocrații care l-au ajutat de altfel și până acum. Marcel Ciolacu a încercat însă să își ia în serios rolul de șef al opoziției și le-a ordonat PSD-știlor să nu se îmbolnăvească de COVID înainte de votul de marți. Gabriela Mihai urmărește subiectul. Gabriela, ce noutăți ai? În mai puțin de 2 ore se va citi moțiunea de cenzură depusă de socialdemocrații aici în plenul reunit al Parlamentului, iar săptămâna viitoare, marți, va fi dezbătută moțiunea de cenzură, se va da și un vot. Interesant este însă că premierul Florin Câțu susține că are o strategie astfel încât această moțiune de cenzură să nu treacă și știm că au fost formate 2 echipe de negociere, una la Camera Deputaților și una la Senat, astfel încât să fie găsite soluții pentru a nu trece moțiunea de cenzură depusă de socialdemocrați. Însă aceste echipe de negociere formate în cadrul Partidului Național Liberal nu prea au cu cine să negocieze, pentru că cei din USR Plus și AUR au anunțat deja că vor da un vot pentru moțiunea de cenzură depusă de socialdemocrați împotriva guvernului Câțu. Pe de altă parte, am văzut că nici socialdemocrații nu mai fac niciun pas în spate, cu atât mai mult cu cât vorbim despre o moțiune de cenzură depusă chiar de ei. Liderul social-democrat Marcel Ciolacu i-a mobilizat pe toți colegii parlamentari, astfel încât aceștia să fie prezenți în totalitate în momentul în care se va da votul pe moțiunea de cenzură săptămâna viitoare, marți. Prin urmare, spunea premierul Florin Câțu că are o strategie și că s-ar putea duce negocieri cu fiecare parlamentar responsabil, pentru că cei care ar da un vot pentru această moțiune de cenzură în Parlament ar fi iresponsabili în aceste momente, nefiind cazul să pice guvernul, pentru că este nevoie să fie, de exemplu, adoptate ordonanțe de urgență, susține premierul Florin Câțu. Pe de altă parte, așa cum spuneam, sunt șanse mici ca această moțiune de cenzură depusă de socialdemocrați să nu treacă de vot marți, atunci când se va da acest vot în Parlament. Vom vedea până la urmă care va fi strategia lui Florin Câțu în contextul în care acesta susține că totuși are un plan de rezervă. Veți negocia cu AUR, cu PSD și cu USR pentru a susține guvernul care face parte la moțiunea de cenzură? Vezi, dumneavoastră veți să-mi spune, mă întrebați pe mine care este strategia mea de a câștiga un război. Nu pot să dezvălui strategia, dar eu vă spun că vom face tot ceea ce este ține de noi pentru a continua această guvernare. Această strategie nu pare să fie însă atât de secretă. Alina Gorghiu a decis să posteze un calcul aritmetic ce se vrea un atac la foștii parteneri de guvernare. Aceasta a scris USR plus AUR egal PSD. Numai că, în lumina declarațiilor premierului, postarea poate fi citită și în altă cheie. Și anume, o alianță USR plus AUR în Parlament la moțiune poate fi contracarată cu ajutorul unui singur partid, PSD.